Bun găsit! Ce face un tânăr român într-o țară străină? Caută alți români care să împărtășească valorile și împreună ajung acasă, adică în biserică. Cu mare bucurie i-am întâlnit zilele acestea pe tinerii din organizația Nepsis, filiala Elveția. Îi cunoașteți și dumneavoastră astăzi la Secvențe Trinitas. Există un fel de dragoste care nu dispare, fiindcă nu ia naștere nici din cunoștințe, nici din raporturile de serviciu sau de câștig, nici din rudenie sau din alte motive, ci numai din asemănarea virtuților. Aceasta este adevărata prietenie. Cuvintele Sfântului Ioan Casian din prima convorbire cu părintele Iosif despre prietenie ar fi motoul tinerilor creștini ortodoxi din Nepsis, filiala Elveția. De fapt, Sfântul Ioan Casian le este și ocrotitor. Anul acesta, tinerii și-au sărbătorit hramul în parohia ortodoxă română tuturor sfinților din Lozan, în prezența în al preasfințitului părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Fiecare an tinerii sărbătoresc ramul lor la o altă parohie din Elveția. Vă felicităm și rugăm pe Sfântul Ioan Casian să vă ajute, să vă binecuvânteze și să nu uitați un lucru. Sfântul Ioan Casian și Sfântul Gherman, care au plecat din același loc. Ce facem astăzi când suntem tineri? Mergem la școli, la universități și ce facem acolo? Ce căutăm noi tinerii să facem? În primul rând să ne distrăm, în al doilea rând să ne distrăm, în al treilea rând să ne distrăm, în al patrulea rând să ne distrăm și dacă putem, în al n-lea rând să ne distrăm. Asta e căutarea tinerilor. Ori ei nu au fost așa. Sfântul Ioan Casian și Sfântul Gherman au plecat foarte tineri, 18, 19, 20 de ani. Au plecat în căutarea lui Dumnezeu. Dar nu că nu l-ar fi găsit pe Dumnezeu, să aprofundeze cele despre Dumnezeu. Și ce a ieșit din prietenia lor? S-au împrietenit și s-au întrecut unul pe altul în post, în rugăciune, în învățarea limbilor străine, în scrieri și în slujirea lui Dumnezeu, pentru că de foarte tineri au fost sirotoniți unul preot și celălalt diacon de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu-i remarci pe tinerii din Nepsis. Sunt în același duh, al prieteniei și al dragostei față de tot ce îi înconjoară. Într-o țară străină, în care tentațiile sunt la tot pasul, ei reușesc să-și găsească echilibrul în biserică. Cristina s-a mutat în Elveția în urmă cu 5 ani, la Zurich, și lucrează în domeniul IT. Înainte să se mute în țara cantoanelor, a fost la studii în Marea Britanie. A fost ciudat în Anglia, pentru că mai întâi am plecat în Anglia la licență și acolo, într-adevăr, chiar nu era biserică românească în Manchester, unde studiam eu. Am fost la biserica ortodoxă engleză, la cea rusească, am căutat o alternativă, apoi am mers și în alte orașe unde erau biserici românești. Într-adevăr a fost dificil, a fost o căutare. Este din Timișoara și a mers dintotdeauna la biserică. De Nepsis cum ai auzit? La biserică unde merg în Zurich, practic de acolo s-a creat grupul Nepsis. Mai era mai de mult, dar cumva s-a reactivat acum câțiva ani cu ajutorul înaltului Iosif. Ne-a dat imboldul necesar. Adrian ne-a atras atenția încă din primele momente. Muzica l-a făcut să-și găsească locul în biserică, iar acum simte că este acasă. A ajuns în Elveția la studii în anul 2008. Doctoratul a început în România, la București, cu părintele profesor Viorel Ioniță, și bibliografia pentru lucrarea de doctorat era toată în Elveția. Am profitat de faptul că parohia de la Berna și plus parohia din Basel aveau nevoie de un cântăreț. Ei m-au susținut ca să pot să continui studiile și eu am susținut parohia prin activitatea mea de cântăreț. Bine, dar asta se întâmpla în 2008. Între timp ai terminat doctoratul, mă gândesc, și cu toate astea ai rămas în țară. Da, pentru că am început în altul și am continuat activitatea în cele două parohii. Și între timp, da, am început să și predau. Mi-a plăcut biserica și comunitatea și preotul. Da, preotul este important. Adrian împărtășește din dragostea lui pentru muzică și celorlalți, iar în perioada pandemiei a ținut lecțiile pe o platformă online. Prima dată am încercat să învățăm canonul Paștilor și l-am învățat mai cu grupul restrâns Nepsis, apoi pentru că experimentul a fost reușit, l-am extins la Nepsis Mitropolie și am deschis cursul pentru toți cei care doreau să participe din Mitropolie și l-am transformat în curs de învățare a glasurilor. În fiecare săptămână se învăța glasul care se cânta duminica viitoare. Contextul în Elveția e total diferit față de cel din România. Dar în România bisericile sunt prezente peste tot. Tineri care au preocupări spirituale sau care sunt interesați de Dumnezeu sunt cam peste tot. În Elveția nu există așa, pentru că societatea elvețiană e diferită. Și dacă cineva vrea să rămână pe drumul acesta al credinței, să se întărească, are nevoie să intre în contact cu persoane care împărtășesc aceleși valori. Plus că pentru noi este și nu numai împărtășirea credinței, ci și împărtășirea limbii. Nepsis este o organizație a tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, care a luat naștere la inițiativa Înalt Preasfințitului Părinte Iosif în urmă cu 23 de ani. Experiența pe care am avut-o înainte să devin episcop în Occident, în Franța mai ales, m-a pus pe gânduri pentru că mi-am zis imediat, bine, acum sunt câțiva români, câteva parohii, dar ce va fi în viitor? Trebuie să fie o mișcare a tinerilor, adică o mișcare care să coaguleze tinerii în jurul unei idei și plecând de la asta să clădim ceva împreună cu ei, adică un spațiu în care se poată exprima, să-și spună căutările, gândurile, să se manifeste, să fie ceva numai al lor. Pentru că o parohie nu dă întotdeauna destul spațiu și atenție tranșelor de vârstă, adică tinerilor. Și așa s-a născut Nepsis. Sigur că tinerii au îmbătrânit, cei care au început acum 25 de ani, grosomodo, nu mai sunt, sunt adulți, însă au lăsat ceva în urmă. Ne-a ajutat mult, într-adevăr, și contactul cu Ascorul din România, cu Sindesmos, cu alte organizații, grupuri de tineri din alte biserici, din alte patriarhii, greci sau ruși, mai ales francezi, proveniți din toate mișcările astea de tineret, grecești, rusești, arabe și așa mai departe. Eu, fiind înainte preot în Franța și fiind la studii, am avut contact cu toate aceste grupuri de tineri și am zis, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să integrez pe tinerii noștri în grupurile acestea, adică să-i pun în legătură, să ne aducem și noi aportul cât de cât tinerii români ortodoxi sau francezi ortodoxi din eparhia noastră la, să zicem, orchestra asta de grupuri care se formase și care se acordau foarte bine pentru că se întreceau unele pe altele în a face ceva. Încă de la înființare, Nepsis și-a propus ca obiective și activități principale întâlniri, congrese, conferințe, colocvii, în cadrul schimburilor culturale și duhovnicești dintre tineri, crearea de legături între membri. Oricine poate face parte din Nepsis? Oricine, sigur. Oricine, dacă e creștin ortodox, că nu pute altfel, nu-și găsește locul acolo. Că am văzut oameni foarte diferiți astăzi, da, sigur, în același duh, dar de la fete de liceu sau de clasă generală până la medici, psihiatri și, da, ingineri și alții. foarte interesant și, într-adevăr, Occidentul le ridică foarte multe probleme. Orice societate acum ridică probleme, pentru că toate societățile s-au occidentalizat. Așa că încercăm să evadăm puțin din lumea în care trăim și, în același timp, să transformăm lumea în care trăim. Și evadăm din ea, dar și revenim în ea altfel. Nu putem să trăim afară din lume, orice am fi. Da, chiar nepsis asta poate fi o evadare. Da. Nepsis înseamnă, de asemenea, și fapta cea bună. Cu gândul la cei nevoiași, tinerii din Elveția organizează și acțiuni caritabile. După Crăciun am făcut o colectă de haine pentru cei nevoiași din parohia Pușilor și am trimis haine din mai multe orașe, din Lausanne, din Zürich, din Sion, colectat și apoi le-am trimis către România, unde vor fi distribuite unde este nevoie. Și acum încercăm să facem alte colecte pentru alte probleme, cum este Ucraina, e mai actual. Omul, mergând, întâlnindu-se cu Dumnezeu în rugăciune, iese înspre om altfel. Trebuie să facă ceva. Dacă n-are ce să-i dea, dacă nu îi poate întinde mâna, îi întinde gândul, îi întinde inima, îi întinde privirea, îi întinde ceva omului. Deci nu putem să făptuim fără să ne rugăm și invers, să ne rugăm fără să acoperim în faptă. Asta este calitatea noastră și dimensiunea noastră umană, comuniunea. Suntem în față îndreptată spre celălalt. Nu suntem față pentru noi, culmea, noi suntem față pentru celălalt și în fața noastră transpare ceea ce trăim în sufletul nostru și mai ales în relația cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi. Adică Dumnezeu vede inima, nu vede fața. În Preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif i-a îndemnat la rugăciune. Am îndrumat să se roage împreună, tocmai pentru că rugăciunea împreună, departe unii de alții, în primul rând ne dă conștiința solidarității. Se solidarizează unul cu altul și nu numai că se solidarizează, se creează o legătură nevăzută între ei care le dă încredere unora în alții. Și încrederea, dacă există, poți să lucrezi cu celălalt, pentru că ai încredere în el. Rugăciunea te modelează, îți modelează și voința, și mintea, și îți curăță simțurile, pentru că atunci când ne întâlnim unii cu alții, nu rămânem indiferenți și trebuie să ne revedem unii pe alții și în liniștea sufletului. Și atunci rugăciunea ne ajută mult. Filiala Nepsis Elveția a luat naștere în anul 2018 și, de atunci, tinerii români din Elveția au un țel comun: să fie în biserică, în rugăciune și în fapte bune.